Bună seara și bun venit la Albești Cast, un podcast de adormit oamenii mari din Albești, cu Raul Gheba și vecinul Constantin Bojog. Că, străiască Albeștiu și moarte celor din Negrești, dușmanii, nu? Nu, nu. Negreștoași, nu? Nu, 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 să existe Albești <laughs> cu cu Negrești, Nu, uh, nu. Știu la ce, la ce te refer, dar hai să nu ne ducem acolo pentru că s-ar putea să... A, nu, fie avea o cono le... nu, nu avea o conotație rasistă, doar știi cum e, gen, brăila cu galați nu se suportă, știi? Mi se pare că trebuie să aibă și un dușman. Pe Oamenii unește mai mult un dușman comun decât un o pasiune comună, mi se pare. Da? Așa zic eu. Interesant ce zici tu, atunci ne grești, Hai să lăsăm ne, grești. ne da. Grești, da. Bună seara oameni buni, episodul 52 din Somcast sunt aici cu Costel, înregistrăm dintr-un loc foarte interesant, din uter. Suntem doi gemeni care da. stăm într-un uter și înregistrăm aici. Atmosfera este foarte plăcută, un constant 36,7 grade. Suntem într-un lichid amniotic care putem să ne bălăcim, ne simțim foarte bine. Cum ai descrie tu, Costel, atmosfera de aici? Aș descrie că este foarte plăcută, umedă, dar nu umezeala aia... Din Vama Veche, când, <laughs> când vine septembrie sau ceva de genul ăsta. Nu, este o mențială plăcută. Singura chestie care mă deranjează la toată faza asta este că din când în când se mai aude. Paștele masie, duminică! <laughs> da, suntem aproape de ieșire în spitalul din Pitești aici care în culme, e în albește cumva pentru da. că suntem și în albește în același timp fiindcă toată lumea știe că de unde, unde registrăm somn sfidează legile spațiului și timpului în același timp. Da. <laughs> Suntem aici și oriunde, în același timp și tot timpul. Um, și niciodată. Uh, vreau să, să remarc că îmi place foarte mult cum ești îmbrăcat. Da, da, îți place. Costumația, este, uh, costumația uh, e de la un designer numit Adam. Okay. Mi-a făcut acest costum, este o creație originală de-a lui și sincer că, că îmi stă mai bine decât orice. Nu cred că va exista ceva care va arăta mai bine pe mine decât da. acest costum. Dăm voie să-ți spun ceva care să, va, să arate și mai bine pe tine. Uite, este acest cordon. Nu mai puțin să ți-l mm. de vreo câteva este ori să pun în jurul așa, Ce mișto! Vai, pute și pulsează un pic așa. Da. Eu zic mm. să-l lași așa. Eu zic să-l așa să nu îți faci nicio grijă. Mulțumesc, mulțumesc. Chiar da ce rău, că... îmi pare că... Ia, dă să-mi pun și eu ca să-ți arăt cum arăți. Oh, Stai ia mai puțin ca să... Că n avem oglindă. Dacă vrei să vezi cum arăți, numai puțin să-mi pun și eu cordorul în jurul gâtului de trei ori. Iată! Altceva! Abia aștept să ieșim împreună. Când vrei, cum vrei să ieși? Vrei să ieși tu primul sau um... vrei să fii în deschidere? Sau da, da, ca de obicei, <laughs> voi fi în deschidere. <laughs> voi încălzi scena, voi lărgi publicul. Da. Da. Voi um, ieși înainte Public, și voi. Vă... Publicul format dintr-o singură persoană. Până publicul la urmă. Domnul, De fapt, stai domnul puțin că este... Dumitru, sigur, casă, care ne așteaptă da. pentru că are o vișinată de băut mai încolo, dar. Da. n, -n avem ce să-i facem. Să știi adică că până. eu nu sunt. Mă, mă bucur foarte mult că suntem la doctorul casă. Are niște me metode care sunt oarecum șamanice mm -hmm. de. De, de a rezolva cazurile, știi, și boala. Îmi place foarte mult că am tot... Na, noi fiind oarecum suflet de care acum se reîncarnează, știm totul. Uh -huh. Și îmi place foarte mult metoda asta de a, de a bea vișinată cu DMT și aia hoască. Este o combinație care îl ajută pe el să vadă dincolo de corpuri și să primească direct răspuns de la sursă. Ții minte, într-o altă viață am fost odată la un festival de... Trans, spun undeva, pe la Sibiu mm -hmm. Și uh, toată gașca de oameni cu Care era, bea din aceea sticlă Când se puteau pe vremea, O sticlă de 2 litri De, uh, cum zicem, la aia de uh, o bea Van Gogh și a razna. Uh, Ala care era ilegal Cum zicem, la uh, Băutura aia din Pelin Băutura din Pelin, absint? Absint, da. Așa. Și era o sticlă de 2 litri De absint, de la valii din Buzău Nimeni nu știa cine este Valii din Buzău, dar toată lumea era. Bă, ia că e de la Valii din Buzău și am băut din o, o sticlă de 2 litri de plastic, de. nu mai știu ce era, de um, izvorul minunilor de, de la Valii din Buzău. Acum, ca să depășim bariera timpului și a spațiului și așa. Uh, să zic o chestie care îmi place foarte mult să o fac în ultima perioadă. Sunt două chestii la care mă uit pe YouTube. Uh -huh. Sunt niște clipuri cu uh, cartiere periculoase din, din București venind niște străini, să haideți să vă arăt cartierele nasoale din București. vă arată ferentariu. Uh -huh. Asta e o chestie care, la care mă uit așa și îmi place foarte mult că s-a dus și în zona asta de YouTube, de reality, s-a dus faza asta de, bă, haideți să facem cumva să pară cartierul ăsta destul da, de naso, dar să facem sub formă de reality. Și a doua este să mă uit la, să mă uit la uh, oameni tripați și drogați la festivaluri de trance și așa mai departe, să-i văd cum, ce bălării mișto, sunt bălării interesante pe care le zic. Sunt foarte fain, toți oamenii apictați, eu sunt un extraterestru care am venit, nu sunt de pe această planetă și am venit aici să mă conectez cu oamenii ca să fie, așa sunt între lumii. Oamenii ăia sunt între lumi. Pe vremuri erau. se investea mai mult în, în, în spitale de psihiatrie și în spitale de oameni bol, nebuni și așa mai departe. Dar eu cred că acum le-au dat drogurile să-și să le ia ei când vor și da. le-au dat festivalul. Deci era spitalul de nebuni pe vremuri, acum mi se pare că e festivalul de exact. psai. E, e o, o terapie foarte bună pentru, pentru ei. Unii se întorc. Da. Bă parcă vreau să mă angajez la o corporație, după ce. După ce trec printr o experiență de între aia da, da, de după pe ce până. se întorc din pădure murdar, murdar cu părul, licheni, păr. păr. Da, așa. Frate, sunt pregătit să lucrez la Orange, nu e problemă. Acum este Procter in Gamble, here I come. Deci nu mai am niciun stres acum. Da, deci eu cred că aș se, se schimbă un pic, se transformă un pic toată toate instituțiile astea de boli grave, de boli de uh, mi minte așa unde, na, e buluc Acum rămân oia cu adevărat care nu se pot ajuta. Da. Așa se întâmplă în general cu progresele științifice. Știi, că era și chestia care, descoperirea pentru care s-a arătat premiul Nobel cu intermitent fasting, știi? Da. E o chestie pe care indienii o știau de foarte mult timp, știi? Da. Și chiar era un interviu că cum s-a întâmplat că vorbeau cu un. Guru de la așa. Cum s-a întâmplat că de-abia acum, când știința a vestică a acceptat chestia asta, se adevărește ce ziceam noi de mii de ani. Și a spus, bă, problema e că n-ai culoarea pielii care trebuie. <laughs> și e și fix așa și cu drogații de la PSAI. Ei știau chestia asta de mult, doar că acum mai văzut că încep să folosească și MD în, studi în scopuri clinice și de astea. Da, exact. Eu asta abia aștept când se va demonstra medical curentul. <laughs> Știi? Da, Atunci da, o, o da să ce văd. În, în, Într-un viitor, așa. Bă, da, avea, aparent mama mai avea dreptate. Trebuie să spui pui, vat în urechi <laughs> <laughs> Bă, da, deci este, este singura, singura boală la care n-am, nu avem un medicament ca lumea, de, dar este acestă, această până la urmă, acest material magic care ne ajută și ne protejează. Vata, care vata. până la urmă o să se demonstreze științific că este pânza lui Dumnezeu. Este, da, da, da. Vata este haina lui Dumnezeu pe pământ. Vata care este și sponsorul episodului 52 da. din Songcast. Vata. vata. Pune-o unde vrei. Da, e exact. ok. Vata. Mm, și nu mai cur... vata. Și nu mai curge. Vata. Și nu mai curge. Și nu mai curge Bun, hai să începem să vorbim despre chestii, nu? Da Ce am notat eu aici Ne sponsorizează cineva în episodul acesta? Uh, nu, dar putem să mai dăm Tomi. îți mulțumim și pentru episodul trecut Da Tomi. Și... Deci este e minunat că ești un bulldog francez Vreau să spun că frații tăi de peste canalul <laughs> Uh, cum se cheamă? Mânecii, mâneci, așa frații tăi de peste canalul mânecii mâneci, uh, nu o duc foarte bine. Știi că buldogul englez oarecum este să horcă și da, așa. Da, da. Față de buldogul francez care mi se pare că e mai bine, este un soi mai bun. Care bea vin, mănâncă Coasan cu băhânzări. Nu, dar dacă stai un pic să, să te uiți la ei, într-adevăr, pare că se chinuie mai puțin buldogul francez decât buldogul englez. E mai, bă mai bălos buldogul englez. Are pă, testiculele foarte lăsate. Ex mi se pare că exact ca englezii. Este buldogul englez și francezii au buldogul foarte pe care și-l merită. Foarte interesant că te dus direct la pă, testicule. Asta mi se pare... Știi că englezii au testiculele foarte da? mari și în jos. Am văzut eu o singură dată <laughs> într-un într serial fake taxi. <laughs> pare, pare că e o chestie pe care știința încă nu o știe, dar vă va afla în curând. Da, uite că este adevărat. Da, pe bune, mi se pare că englezii au testeurile foarte lăsate. Hmm. Uh, mă gândeam <laughs> să uh, să mergem așa un pic uh, psihanalitic în copilăria ta și ești acum un om de 39... Da, da, 39, da de 39 de ani, de ani. Cum, cum crezi că ai reacționat dacă te-ai întâlnit cu un bully de-al tău din Bacău, oh din my copilărie? God, pe bune, pe deci, da. serios, tu crezi că asta nu mi s-a întâmplat? Ți s-a întâmplat? Da, groaznic Chiar a fost groaznic? Da, a adică, fost mă, oribil În ce sens? Este, a fost, a mai povestit Pațachi Așa era părecla, Pațachi, pe numele lui Răzvan Popa era o familie destrămată cu tată bețiv și o mamă na, care a suportat și a acceptat totul. Erau vreo trei, o fată mare și doi băieți. Destul de ne multe neajunsuri financiare, bineînțeles, care i-a dus. Taixul bea non avea o burtă foarte mare, o burtă ca o, un pietroi mare. Deci nu era o burtă... Era o, o burtă imensă ca un pietroi. avea impresia că dacă ia chestia aia și ți-o dă de cap... Cu burta? Îți, da, cu burta ți... Ciroză se cheamă. Da. Oricum a fost... Se vedea, avea nasul borcănat. Se, era destul de... Și se ducea la birtul din cartier și era destul de neplăcut. Acest băiat uh, era cel mai mic ceilalți reușiseră să fugă în străinătate, ceea ce ne-a scăpat pe noi din cartier de doi oameni, dar în același timp n-a scăpat lumea de ei adică, da, e urât mm. ce zic eu acum, dar asta era în capul meu atunci mamă ce nașpăi în familia asta și băiatul ăsta cred că a violat nu știu sigur, dar e posibil să fie violat pe cineva din cartier pe o tipă și după aia a ajuns la pușcărie. A ieșit din pușcărie și pă, se pare că i s-au întâmplat niște lucruri pe acolo. Că avea, avea o atitudine și un comportament foarte ciudat, de, cum am mai povestit, de om cu probleme la cap. bolnăvior, Da. Stătea, avea, niște, avea o poziție de, cum să spun eu, de animal de pradă schilodit. Dintre care vrea să muște din pradă, dar își dă seama că nu mai are uh, fuga, nu mai are. Așa mi-am mi lăsat impresia atunci. Și ideea este că a dispărut o perioadă din cartier, acest bully care teroriza tot cartierul, în același timp era avea și chestiile lui mișto, că uh, era destul de fermecător într-un anume fel, pentru că mm. îi stârnea pe toți din tot cartierul și făcea niște farse într-un fel. Uh, împăia niște haine cu fân și le punea pe mijlocul străzii, le lega cu niște ațe și când Aici mergea mașină... Bă, iar o... avea o creativitate, un fel de joker este cel mai aproape de Joker pe care știu eu. Deci un om care a suferit foarte mult fiind copil și odată ajuns adult a început să iasă la suprafață niște chestii nasoale. Și făcea niște treburi. Noi stăteam, la, eu mă uitam cel puțin fascinat. De la etajul 4 mă uitam cum, uh, ce făcea. Deci împăia aceaste, aceste haine de pantaloni cu fân așa și la un moment dat te punea un cap așa, stătea pe mijlocul străzii când venea mașina pe stradă cu o anumită viteză, cu o oață, îi ridica o mână oh, <laughs> și mașina God. făcea din astea Deci niște glume care pentru cartier era ha-ha-ha-ha-ha, wow. pentru omul ăla care o trăia era wow. o adreinta. Wow. Mai avea chestii din astea. La un moment dat a prins o, a prins o cioară care era moartă, a legat-o cu o frânghie, a pus-o pe după o cracă și când mai venea cineva, lăsa cioara respectivă să coboare și îi speria pe oameni. Îi speria. Îi, îi, bă, ciudat, dar fanii. Un joker al vremurilor mm -hmm. mele de atunci. E, faza este că la un moment dat a dispărut, din cartier, Cre am presupus că ori la poșcărie, ori nu știu exact ce s-a întâmplat, Că când am urmărit, a dispărut, după care s-a reîntors când eram eu în liceu. Asta se întâmpla cu farsele astea, când eram eu mai, mic, mai mititele, eram prin gimnaziu. În liceu a venit din nou acasă, mai supărat, mai nervos, mai agresiv de data aceasta. Ieșea, ieșea la geam noaptea și începea să strige la fata respectivă care stătea la blocul de, de vis-a-vis -vis, că mi-ai distrus viața, că să vezi ce-ți fac, că tra la, la și la la la. Mă și arunca chestii pe geam, adică devenea foarte, foarte violent. Și într-o zi am ieșit afară și a venit la mine pus direct pe harță. Dăm -mi și mie niște bani. Nu am. Pădăm și nu știu ce. Nu am las mă cam treabă. Mamă, și mi-a dat vreo două picioare în cap. Mau. Wow. Da, direct mi-a dat vreo două picioare în cap și uh, m-am speriat. De atunci am devenit, ăla a fost buliu copilăriei, adică adolescenței, nu copilării. copilăriei plus adolescenței. Mi-a dat vreo două picioare în cap, după m-am dus la fratele la sora mea, să zic, sora mea, bineînțeles că s-a speriat maxim, fratele meu la fel, nu, știam ce, nu știau ce să facă, fratii meu abia ce începuse să lucreze la poliție, a văzut că dosarul lui este stufos wow. foarte multe plângeri foarte multe treburi și așa mai departe a venit poliția de vreo câteva ori la el după care, iarăși a dispărut cred că a fost din nou băgat la pușcărie și așa, s-au mutat oamenii din prin zonă, de pe acolo vecinii mei tipa de respectivă traumatizată îți dai seama, groasnic eu nici nu, nic acum că spun îmi dau seama ce s-a întâmplat cu ea și cu stând în același cartier și așa mai departe. Deci groaznic. Și după aia a plecat așa și m-am întors eu după niște ani de facultate, neștiind dacă mai stă sau nu acolo sau așa. Unde și... să pleci? Da mă, da, habar n-am, că na, părinții s-au dus, chestii, na și am ajuns, eram după facultate mă duc eu la geamul de la bucătărie care dădea, eu sunt la etajul 4, dădea la el la etajul 2 ies eu așa, bă și l-am cum am uitat deci eu, gândește-te, vreo 27 28 de ani mă uitam pe geam și deodată îl văd că iese la geam um, om matur 45, da, 44 45 de ani atunci, nu, stai puțin 38, 39 ceva mm -hmm. de genul ăsta și deodată a avut o mișcare dintre asta de cap, parcă a simțit că cineva să uite la el. Și efectiv ca un animal s-a uitat la mine. Uh, băi, m-am speriat, m-am dat în spate cu gest reflex, m-am dat în spate și a început să mi bată inima foarte tare. M-a văzut? Incredibil, deci este trecut 7, wow, 8 ani wow. și m-a terminat la faza asta. Efectiv, în momentul în care m-am văzut cum am reacționat, am fost, eu nu vreau să las acest lucru să fie așa. Eu vreau să mă duc la ușa acestui om să vorbesc cu el, să încerc să remediez această treabă pe bune. Vreau să-mi. Te duci și luat un pumn? Un... Nu m-am dus. Stai seama că nu m-am dus. Dar tot timpul, adică dacă e a persistat această chestie, da, mi-am dat seama ce. ce frică am de la, de la omul ăsta. Mă! Wow. Da. Și cum, ai fi, cum, era mintea ta discuția dacă te-ai fi dus și ai fi... Eu, în, eu m-am gândit, am avut niște gânduri să-l să, -l, să -l omor. Serios? Da. Wow. Deci a fost atât de, la când eram în liceu, m-am gândit într-o seară, trebuie să recunosc că am avut gândurile astea în care să mă duc să iau o bere, să-i desfac capacul, nu să-l îndoi, să desfac capacul în așa fel încât să pară că nu e îndoit, să-l îndrept eu, să-i pun ceva, o travă în el, să mă duc cu berea respectivă așa, m-am avut gândul ăsta și eram, ne cum să faci așa ceva, ești nebun la cap, dar a fost gândul. A fost, pentru că era, era o stare nasoală pe care ți-o dădea un om. Nașpa. Eu am avut, din fericire, în, în meeting cu bully meu, sunt la o terasă în Tulcea și venind să strângă masa. Bă, bă, le, ce, bine. Și era, a, ce faci, mă? Ești bine, Silviu? Da, care mă? Ce, ce, ce mai zici? Mă, uite și eu, știi, se, se vedea și că era jenată postura de a fi da. chelnerul meu nici măcar Keller era ala care strângea picor sau cum îi zice așa, știi? Da. Și ai played socul, so cool, așa. Am fost după aia, parcă eram așa. seară bucuros toată ziua <gri> da, și nu știam da. de ce. A, da, pentru că căcatul ăsta de om e uratat. Da, la, la mine a... e, e foarte aiurea <gri> pentru că... La mine, eu acum îmi dau seama că omul a trecut prin lucruri groaznice în copilărie și după aia s-au a făcut niște lucruri și nu are o alinare, nu are o iertare, nu are o înțelegere din vreo parte, mm -hmm. ci în continuu a fost de, distrus, deci s-a distrus tot. Și nu, nu, e, nu, nu e un caz dintre ăsta în care pur și simplu viața îi arată... Ce Cea și... mai mare putere pe care poți să o ai e să nu perpetuezi lucrurile nașpa care ți s-au întâmplat ție în viață. Aia este... Cred că... da Și de asta da. la RSS Reloaded doi. <laughs> Hai mă, dar știu că ne-am dus lume, un pic lume, serios lume, lume. la toată treaba asta Dar apropo, da, este cel mai acolo, știi ce ar fi mișto să mă duc la el să zic așa Bă, Pațachi, salut, te voiam să te aduc la în primul rând vreau să te vii la Stand Up Revolution să facem un pic de stand up <laughs> Da vreau să... să... faci ca un whiplash -o de aia de... Da. Uite, un material și după aia ai dai... jur că m-am gândit. Jur că m-am gândit și la asta. Nu-ți vine, da mă, bă, nu-mi vine să cred. Deci eu am, am, se pare că în mine e ceva foarte răzbunător pentru că m-am considerat tot timpul că nu reușesc să mă, să, confrunt, să mă cu cineva față în față direct, tot timpul am găsit niște mijloace de răzbunare pe lângă. Aceste meschinerii din capul meschinări tău. din da? capul meu. Da, așa funcționează mult, oameni. Cred că și da, eu am și foarte multe Da, și a fost pe ideea de a-l duce pe omul respectiv, a-l duce și a-l umili. Asta era ideea, să-l umilesc. Mm. Ceea ce, băi, ce bine că e doar gând care îți vine așa ca un scenariu și nu faci asta. mi se pare foarte asta. că ăștia au, au niște metode foarte clare. Vine, îți dă una, îți bate joc de tine în public, toate astea și noi ne facem niște astea. Deci fii atent. Îmi fac o emisiune. <laughs> Stand Up Revolution. Când creez, fac două sezoane să dau legitimitate, după care îi pun pe cineva de îi dau contact <laughs> unei o persoană de la producție, îi spune am văzut că ai postat, ni se pare că ești așa, nu e nicio problemă, avem un material scris pentru tine. Eu scriu niște material bun, el îl citește, râde, relatable, nu știu ce, după care în ziua filmării dau să le schimbe foaia de material ca să zic că okay. știi, niște planuri foarte, foarte complicate care ar de mult, în da, mult mai multă energie decât a, a dat omul la vreodată și considerație știi? știi ce ar fi fain? Doar că oarecum o, poate că nu e câteodată fac chestia asta nu rezolv, nu rezolv lucrurile așa direct dar le trimit cumva înspre lume să fie rezolvate într-un fel. Îți dau un mic exemplu ca așa. să... cum le văd eu așa. E... am zis niște lucruri destul de neprietenoase față de un tip care face stand-up la open mic. Că nu-mi place. Eu neștiind că urmează viitor. Deci... Păi, eu nu-mi dau seama de treaba asta. deci am fost Viitor. în mod. Și mi s-a întâmplat viitorul, ghisce. Mă întâlnesc cu el uh, într-o situație, în contextul face să mă întâlnesc cu el și să stăm la vorbă. Bă, și nu pot, eu nu pot ca om să, să trec peste ce am făcut și ce am zis și așa mai departe. Și i-am zis, l-am vorbit de rău pe omul respectiv și acum sunt față în față cu el. Bă, nu pot, nu m-a lăsat conștiința mea să treacă, să zic, bă, ce mai zici? E ok. Și faza a făcut să-l dau seama că e un om simpatic, plăcut, cu o energie foarte faină și care nu e deloc așa cum arată. Și am avut așa o discuție foarte faină în care i-am -am dat sfaturi că vrea să facă stand-up și i-am dat niște sfaturi și mi-am dat seama, zic, mamă, ce tare, foarte bine, uite, acum că am vorbit, începe să fie din ce în ce mai bine, zic eu, pentru tine că... În stand-up cel puțin, pentru că avea niște mici piedici pe care și le punea de cum arată. Pe mine mai enervează foarte mult să nu îi spun numele sau să mă... Angel, angel. ăla tatuat și nu știu da, ce bă. care, Când urcă pe scenă, zici în capul tău cine e interlopul ăsta, cine e cocalarul ăsta. Știi și nu știe cum să se folosească de avantajul ăsta al uh, imaginii, să o transpună în glume. Nu știe, nu știe încă. Și am stat un pic de vorbă cu el și mi s-a părut foarte tare așa. Și cumva cred Adică în capul meu așa este, nu știu dacă ascultă Pațachi, adică ar fi culmea să ajungă să asculte chestia asta. Nu pare genul de om care, adică pare genul de om care se uită mai mult pe TikTok, la tot fel de chestii, nu să ajungă la somcast. Dar mi-ar plăcea dintr-un om, dintr-un om, dintr-un om, dintr-un om să ajungă cumva la el și să rezolvăm treaba. Băi, fii atent. Deci l-ai văzut acolo pe 27 de ani, da? te-ai speriat de el și în momentul la care ai gândit, bă, aș vrea să rezolv, cobori, te duci la scara alăturată vis-a-vis -vis la bloc acolo, îi bați la ușă, salut! Pațachi, ce mai faci? Pațachin, nu e Pațachi, în pa, <laughs> Când nu, am fost nu la restaurant, la Pațachi, am avut Am mâncat cu un nod în gât în Turcia. <laughs> și zice, ce fac cu stele? Hai, vin în încoace. Și intri la el și pă, în sufragerie, acolo, din mobila lui vechi, deschide un sertaraj dintr-o comodă și scoate un dosar dintre la așa, jergperit. Și zice, uite, aici ai fost când ai fost la noaptea adevăraturilor de publicitate, care ai făcut da, da mai am un articol din trăste, da. Uite aici, <laughs> <laughs> uite, am salvat pe, pe, pe laptop, ăsta, clipul ăsta din 2007, ce Și mai mult decât astea, atât, frate. hai să zic următoarea, și știi ce ar fi exact marile speranțe să zic că, păi știu că te-am te supărat foarte mult și ți-am dat picioarele alea în cap, dar să cumva a făcut la ultima, ultima oră când am ajuns în pușcărie să fac cunoștință cu Victor, prietenul lui Dan Chișu. <laughs> 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 și pe Victor, nu? <laughs> nu, nu? Nu, Ok, atunci este Pentru... Nu știu dacă o să înțeleagă cineva cu asta. Eu am vorbit cu Victor să te ia pe tine la stand-up. Victor știa pe ea, așa și tu ai ajuns datorită mie la, la stand-up mama și să mă rupă în filmul ăsta așa. Tu îți dai seama ce niște o poveste ar fi? Da. Din păcate nu cred că e. Și nu știu dacă o să... Sunt curios. Sunt curios dacă am, o să am vreodată o ocazia să lămuresc treaba asta cu el. Eu am o poveste pe care o și ziceam la stand-up la un moment dat, în clasele 1-4, ți-am știi, nu? Da. poveste. Aveam o colegă care era cea mai săracă și mai amărâtă și tot așa, părinți, bețivi, mi se pare că Taixon -so nici nu era prin preajmă, sărac, mai săracă, tot timpul venea murdar, țin minte odată, a venit cu sarmale într-un borcan, hmm. mirosea pipi de pisică, de asta și copii mici, răutăcioși, evident că așa ne purtam cu ea. Și 20 de ani mai târziu îmi dat pe Facebook arăta super bine. S-a pus lucra ca tehnician dentar în Italia. Nu știu de ce am făcut ghilimele astea, adică eu suspectez că nu e nevoie de ghilimele astea, dar arăta foarte bine. Părea că are și un copil. Și ce mai faci? Bă, o discuție. și la un moment dat mi-a spus chestia asta cu îmi pare rău pentru cum ne-am purtat cu tine în general și momentul ăla a fost ce-am reprimat eu ce-am ce am, am, am ascuns eu din copilăria aia că, da dar e bine e bine. băi, cred că facem parte cu toții din niște dintr-o generație, cel puțin noi românii cu imediat după Revoluție când au plecat foarte mulți la muncă în alte țări și așa au lăsat copii, e, bă, suntem generația abandonată mm -hmm. Este ideea de generația uh, de, a, de abandon. Și noi trebuie să ne, să ne descurcăm cu această chestie. Uh, nu e generația cu cheia la gât, e generația cu mama la. Uh, mama Italien. în Italia. Da. Ma, deci nu e cu generația cu cheia la gât, e generația cu, cu, cu viața, viața la gât. Că noi nu aveam doar cheia. Că asta e mișto. că ne dădeau cheile. Frate, te descurci. Adică. E, e interesantă discuția, și nu are rost să o facem nici aici, nici nicăieri, ci fiecare să o facă la terapeut. Mm -hmm. Că e mult de muncă la faza asta, chiar mi se pare mult de muncă ok. Mamă, <laughs> ce episod nu, nu, știu, nu, știu, nu știu ce cum, vise da, nu știu o cum, să... Cum, cum a ieșit acest episod de, din Somcas, foarte. Pă, să încercăm să dăm o notă pă, happy așa. De, Hai să pă, încercăm să-i dăm o notă happy. Să încercăm un, un cântecel sau să încercăm o discuție, un, o mică scenetă? Hai să vedem dacă putem un cântecel, dar sunt sigur că și cântecelul o să fie... Eu, deci, mă gândeam la un cântecel despre... Uh, făcut de un mafiot. Cântecelul se cheamă Dormit cu pești. Ah. Suntem mafiosi din clanul Gambino și ne place să dormim cu peștii. Pentru că e foarte confortabil pe fundul mării. Nisipul e foarte fin. Algele îți gâdie la pielea. Și delfinii vin lângă tine și fac... Aha. Dormi cu peștii. Costel salvează băut. Că nu pot să cânt și la Nu, ne-am dus într o stare, da. ne-am dus într un episod de de pe care nu prea l-avem de da, obicei, și da. visele, să știi că și visele. Uite, cu ușor, ușor ce ce ne învață acest somn. este că visele ușor, ușor încep să prindă oarecum o altă formă și se transformă în niște mici vise mai tumultoase, mai mai pe coșmar așa. Mm -hmm. Asta a fost un pic, nu e coșmar. Este un vis de conștientizare a fricii, a fricii de, de bullying. Și nu e rău, nu e rău ce am zis noi aici, chiar din potrivă, chiar e, există acest bullying pe care putem să-l înțelegem mai în profunzime și noi să ne dăm seama, cel puțin, ce să facem în viitor. Pentru că părinții au crezut că trebuie, în mare parte, să ne aducă bani ca să ne scape de această chestie, și acum e important să înțeleagă părinții că trebuie să stea la bullying. bullying nu se plătește, nu se, nu se rezolvă cu bani. Mm. Bulingul se rezolvă cu uh, prezență. Și cu acest mesaj am, am, vrea să vă lăsăm să nu perpetuați bullying la nimeni. Da. În afară de prostul ăsta de Sorin care e aici, băgă și... Bă, căcatule, bă, 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 ce cu părul la bă, bă, loc, prostule? Roachere, tu unde te trec? Roachere! Ai barbă! Flocea! Ai flocea! Flocha. Flocha cococha. Piş, ha, dar asta îmi dă o altă idee, trebuie să facem neapărat un coșmar cast în curând, trebuie da. să facem un episod fix pe uh, este sleep paralysis pe... și toate chestiile alea exact, oribile. Da. Exact. O să facem un coșmar cast, o să-l anunțăm cât de curând. Da. Uh, între timp vă mulțumim că ați ascultat episodul 52 din Insomcast. Asta se întâmplă la albești, Patreon. nu uitați da, că la albești. dacă ajungeți la albești, albești vor ieși la suprafață este de genul acesta. Mulțumim încă o Roxana, Mihai, Sorina, Zen, Darius, Alin și băiatul ăla care a dat cei mai mulți bani, dar am, uitat să-i trec cum îl cheam aici. Uh, ăsta a fost episodul 50 luni. Lord azi. of the Tommy. Lord of the Tommy. Uh, și dacă n-ați adormit... Uh, Mamă, chiar îmi pare rău, chiar <laughs> că a stat până la sfârșit. Noapte bună.